Bebelușul Tralala, elefanțelul, Zigalu, fi Tralala! Comandă produsele preferate pe shop.tralala.ro. Leo este un camion vesel și curios. Ne-a adus forme noi, hai să le găsim. Leo e prietenul tău, a venit să te ajute. Trenuleți și mașini, hai să construim. Leo, Leo, super camionul Leo. Acesta este un loc de joacă, iar el este Leo. Leo, unde te duci? Uite, e o mașină de pompieri. Dar este albă. Hai să o colorăm. Să mergem să căutăm culorile. Ai găsit acuarelele! Leo, ești gata să alegem culorile? Negru. Gri. Portocaliu. Roșu. Albastru deschis. Verde. Leo, ești sigur? Leo e gata să coloreze. Poți să-l ajut să aleagă culorile? Negru. Portocaliu. Roșu. Gri. Albastru deschis. Verde. Crezi că un girofar poate fi verde? Hai să alegem altă culoare. Albastru deschis. Și portocaliu. Acum totul este în regulă.
Mașina noastră are o scară rotativă. Girofarul se rotește și el. Acum mașina poate merge să stingă incendiile. Foarte bine, Leo! Abonează-te la Alabala și fii primul care vizionează noile episoade cu supercamionul Leo! Leo, Leo, supercamionul Leo! Acesta este un loc de joacă. Iar el este Leo. Oare ce vom descoperi astăzi? Oh, ia uite! Ce fel de mașină este aceasta? Uită-te bine, Leo! Are o platformă mare și un cârlig. Este o remorcă. Hai să o colorăm. Aici sunt acuarelele. Leo, ești gata? Știi de ce culori avem nevoie? Portocaliu. Roșu. Gri. Negru. Albastru deschis. Și verde? Să-l ajutăm pe Leo să coloreze remorca. Hai să spunem culorile împreună. Negru. Portocaliu. Foarte frumos! Să continuăm. Roșu. Albastru deschis. Să colorăm și interiorul. Verde. Leo, vorbești serios? Scaunele și volanul trebuie să fie negre. Să le revopsim. Negru. Grozav! Acum remorca poate merge la lucru.
Ce vei face astăzi, remorcă? Trebuie să duci un camion stricat la garaj. Hai să-l remorcăm. Exact așa! La revedere, camionule! Ne revedem curând, Leo! Leo, Leo, supercamionul Leo! Acesta este un loc de joacă. Iată-l pe Leo, care ne aduce piese noi. Uite, soarele strălucește atât de puternic. Este o zi foarte călduroasă. Copacii au nevoie de apă și florile de asemenea. Florile de asemenea. Leo, salut! Ce tip de vehicul ne-ai adus astăzi? Să-l asamblăm și să aflăm. Cabină. Două scaune. Șasiu. Bara din față. Șase roți. Trei roți pe o parte și trei roți pe cealaltă. Furtun. Rezervor de apă. Volanul. Leo, am construit o cisternă cu apă. Dar îi lipsesc tunurile cu apă. Le poți căuta? Trebuie să fie undeva pe terenul de joacă. Bărcuțo, ai găsit vreun tun cu apă pe aici? Nu, nu a găsit. Unde s-ar putea ascunde? Poate sunt la locul cu nisip. Leo, uită-te cu atenție. Felicitări! L-ai găsit! Acum trebuie să le punem la locul lor. Dar ce e asta? O șapcă! Nu e frumoasă? Când afară e cald și soarele strălucește puternic, trebuie să purtăm o șapcă sau o pălărie de paie. Exact! Cisterna noastră este gata! Haide să o testăm! Atașează furtunul la rezervor. Întinde-l și pompează apa. Pune furtunul la loc. Acum putem merge.
Întâi udăm florile. Uite, le face foarte bine. Acum copacul. Excelentă treabă, Leo! Foarte bine! Leo, Leo, super camionul Leo! Iată! A sosit un camion micuț! Îl cheamă Leo! Hai să vedem ce va găsi astăzi în parc! Oh! Ce-i acesta? Pare a fi un pom cu mere! Dar este alb! Trebuie să-l colorăm! Iată și acuarelele! Ce culori frumoase! Nu-i așa, Leo? Dar nu avem pensule! Ce ne facem acum? Wow! Bună idee! Ce culori vei folosi ca să colorezi pomul? Verde? Maro? Galben? Roșu? Albastru. Perfect! Să colorăm! Abia aștept să colorăm! Ajută-l pe Leo să aleagă culorile. Maro! Maro este pentru trunchiul copacului. Verde! Verde este culoarea frunzelor. Bună treabă! Hai să mai colorăm! Galben! Merele sunt galbene. Albastru. Leo, merele pot fi albastre? Nu. De ce culoare avem nevoie? Roșu. Cele mai gustoase mere! Foarte bine, Leo! Este un măr foarte frumos!
Super camionul Leo. Ce zi frumoasă este astăzi! Unde se duce Leo atât de grăbit? Bună, Leo! Ne-ai adus piese noi? Să le descărcăm! Mă întreb ce vom construi. Hai să le asamblăm! Să atașăm roțile de piesa cea mai mare. Două pe o parte și două pe cealaltă. Piesa aceasta arată ca un corp. Iar acesta este capul. Cu antene. E un robot. Hai să atașăm mâna dreaptă. Acum pe cea stângă. Wow! Leo, ai construit un robot! Felicitări! Robotul nu vrea să pornească. Oare de ce? Desigur! Ne trebuie baterii ca să putem porni robotul. Leo, îți poți aminti unde l-ai văzut? Să mergem să căutăm! Sub tobogan? Nu. În copac? Nu. Nu sunt baterii aici, Leo. Haide, să mai căutăm. Ce este? E o telecomandă. Vrei să o luăm cu noi? Iar aici sunt bateriile. Hai să mergem și să pornim robotul. Robotule, suntem pregătiți să te pornim. Să punem bateriile în compartimentul special. S-a aprins butonul și ochii, deci totul funcționează. Hai să vedem dacă putem controla robotul. Apasă butonul înainte. Uite, robotul se mișcă. Acum, stânga! Acum, dreapta! Foarte bine, Leo! Camionul Leo. El este Leo. Bună, Leo! Dar ce este acolo pe cer?
Un con a aterizat cu o parașută. De parcă se pregătește să devină astronaut. Max lansează următorul astronaut. Parașuta se deschide. E uimitor. Leo, unde te duci? Vrei să construim ceva? Hai să vedem ce piese ne-ai adus. Putem începe? Mă întreb ce surpriză ne pregătești. Știi ce urmează să construim? Așa este! O navă spațială! O mai putem numi și rachetă. Leo, ca să lansăm racheta, avem nevoie de combustibil și cineva trebuie să te ajute să pui racheta pe rampa de lansare. Ai înțeles? Ce vehicule ne pot ajuta? Așa este! O cisternă și o macara. Să mergem! Uite! Macaraua pune racheta pe rampa de lansare. Acum, hai să introducem combustibilul în rachetă. Ce rezervor mare! Astronauți, poftiți la bord! Suntem gata! 3, 2, 1, decolarea! Racheta zboară în spațiu! Camionul Leo. Aceasta e casa lui Leo. Bună dimineața, Leo. Mergi la o plimbare? Wow! Este umbra unui avion. Uite-l, e acolo sus! Ce rapid este! Haide la joacă, Leo! Leo! Ai de gând să construiești ceva? Să descărcăm componentele! Acestea două par a fi suporturi.
corp alb. Părți cărora le putem atașa motorașe. Uite așa! 1, 2, 3, 4. Baterie. Și elice. Leo, este o dronă. O dronă are nevoie de 4 elice. Noi avem doar 3. Una lipsește. O poți găsi tu? Poate elicea e în spatele toboganului. Nu. E aici! E la Stevie! Stevie se joacă cu ea! Stevie, arăți ca un elicopter! Ai grijă! Ești în regulă? Să atașăm elicea la dronă. Uite așa! Iar tu, Leo, ia telecomanda și ridică drona în aer. Lopățică, vrei să te joci și tu? Ai adus o cameră foto. O instalăm pe dronă și urmărim ce se întâmplă acolo sus. Iată! Drona se ridică! Leo, pornește camera! Să facem poze! Grozav! Totul funcționează! Leo, ce jucărie interesantă ai construit astăzi! Prietenul tău, supercamionul Leo, e mereu alături de tine!